Bun venit în orașul Libertății, un oraș foarte primitor, cu mașini vechi din anii 80, avem autostradă suspendată, deci practic suntem mai evoluați față de București. Cum am spus, o să fac o serie din asta, v-am întrebat într-un episod de foarte și mulți, de fapt toate comentariile în legătură cu asta au fost de acord să, ați fost de acord să postez, să fac seria GTA 3, așa că facem o serie GTA 3. Plus că pe jocul ăsta, v-am spus, pot să fiu în starea de om cu durere în culă de toate, prăjit de tot, nu știu ce am, dar seara devin din ce în ce mai prăjit. E abia 7:30 și s-a răsturnat mașina. Da, am dat fail. Bun, hai că am început bine, s-a dus dracu mașina. Iar ne dă animația asta, băga-mea și pula. Bun, hai că am început bine. Am zis că seria asta o fac mai mult de panorama, nu fac serios ca să joc bine și asta, dar nici chiar în halul ăsta. Bun, am zis că o să vă povestesc în episodul GTA 3 cam ce am făcut în scurta asta mea vacanță. Hai să încep să vă povestesc. Încep de acum sau mai întâi facem prima misiune? Hai că încep să vă povestesc de acum. Băi, cam ce ar fi de spus? Ziua întâi, sâmbătă. M-am culcat la 00 fix cam așa, mă trezesc la 2:30. De la 2:30 noaptea n-am mai dormit. Ceasul aveam programat să mă scoale pe la 5:30, plecarea era undeva pe la 6:30. De unde? Toată noaptea tot ce am făcut a fost așa. Am stat pe telefon, am ascultat o grămadă de muzică, mi-am luat 195 de melodii pe telefon, să fiu sigur că nu o să am probleme cu muzica. Mi-am luat de toate. Și rock, și hip-hop, și hip-hop, și rap, și de-astea mai panoramă, gen Tarantura sau aia cu Laba e viața mea. Să am acolo muzică destulă și mărginea nu și de toate. Și... deci am stat, am ascultat muzică în dragi, am luat în tot Facebook-ul, am început să dau răspunsuri random pe Ask FM la întrebări, da, care ți le dau ei. M-am plimbat prin casă, m-am căcat de vreo 3 ori, să fiu sigur că nu m-am apucat căcarea pe drum. De pișa nici nu mai spun, hai că îmi pare dacă m-am scârbit. Nu, da, dar eu oricum am o chestie, eu nu pot să mă cac decât acasă, deci a trebuit să mă pregătesc pentru tabăra asta. Oricum, 5 zile am fost, 5 zile nu m-am căcat. Am mai fost acum 2 ani într-o tabără, o săptămână am fost, o săptămână m-am căcat. Nu știu, dar eu nu pot să mă cac decât acasă, nu ți-e de ce. Și de pișat, hai că mai merge, dar a fost greu. Am fost într-o excursie, de fapt în excursie când am filmat vlogul ăla, nu m-am putut pișa toată ziua. Am încercat să mă piș, nu ieșea nimic. Nu știu, frate, dar parcă nu e ca la WC-ul tău de acasă. Sau chiar și în curte, că eu mă piș și în curte uneori. Ok, deci ziua plecării. Se face ora, până la urmă se face 5:30. Eu deja am echipat, nici n-am mai trebuit să-mi sune alarma. Am oprit alarma în caz că sunteți curioși ce alarma aveam. Aveam melodia lui John Cena, acum puteam să o bag la editat să sune tare, să vă spart timpanele, dar nu sunt ăsta. Ok, iați un vehicul, trebuie să luăm o pizdă de undeva, se pare. Hai, mașaler, poate bușez mașina poliției. Du-te, Dică, du-te. Că era cândva populară fraza asta pe la televizor. Ok. Hai că am luat stâlpul ăla. Dă-te, bă, taxi. Bă, da, aici taxi, taximetriști ești mai proști ca cei din București, da? Nu-i de mirare că ăsta e o mini București. S-a și creat joc de ăsta GTA București, care e exact GTA 3, numai că pe ambulanță parcă scrie... pe ambulanță nu se scrie ambulanță, scrie în român ambulanță, dar în rest nicio diferență. Mă rog, hai da, urcă! Urci șofirea aia drept. Abia se trăște și asta, îmi dau o palmă după ce a fac acum. O să filmez mai mult. Misty, Misty, mate-ul mie, pula. Bun. Se face ziua plecării, plec. Merge, merge. Aștept din nou, de la 5:30 până la 6 să mai trec puțin timpul să plec. Am zis, hai să nu merg treabă, să fiu singur acolo în stație la plecare. Ajung, plec pe la 6, nici 10 minute, am și ajuns în stație acolo. Exact de unde am luat și autobuzul când am plecat în excursie atunci. Aș făcut vlog, dar n-am avut card și la telefon, plus că fără card nu prea chestii. Și mai mult am stat prin apă și telefonul nu rezistă la apă. Poate... să-mi fi luat o cameră de filmat rezistentă la apă și care să filmeze HD ar fi fost ceva. Sau un telefon rezistent la apă. Un Sony, că mi se pare că Sony-urile sunt mai rezistente. Mă rog, în fine. Sau să fi băgat telefon într-o pungă de aia sigilată să nu-i treapă în el. Dar și căcat făceam așa, nu știu. Bun, ia băta, merge să-l bate pe omul. Dă băta încoace. Hai că tot trabla asta de la început o folosim. Mai că l-a sunat mult în Cristosul mătic. Hai. Stai, invers trebuia, ok? Du-te. Ajungă acolo în punctul de plecare, nu apare nici dracu. Când
după vreo 20 de minute, 30, apar ciumpalacime, Ionuț și cu Luci și cu încă câțiva copii de pe stradele. Evident, puși pe manele acolo, pe drum sau ce muzică aveam, nu prea am fost atent. Ascultam liniștit în stația acolo Eminem, aia, Lose Yourself, fix aia rula și făcea, închide bă muzica asta, bine că și-a oprit și ei muzica. Vine după aia momentul plecării, urcăm acolo direct în spate. Tot drumul am vrut să-mi tai venele. De ce? E, toți erau puși să asculte manele, mi sper că au pus manele și ăsta. Ia mă, dă-te dracu. Nu l-am călcat cu mașina, de nu trântesc. Ia mă, bă, dracu, ia mă, bută. Ok, hai să luăm mașina asta. Pun ăștia manele și având în vedere că mie nu plac manele, tot drumul am vrut să-mi tai venele. Bine că pe la jumătate s-au plictisit, s-au rămas unul fără baterie la telefon. Și până la urmă le-am dat telefonul să pună muzică și aveam pe acolo niște BG Mafia, niște Paraziții, niște Eco pe acolo, Bazooka. Nu lansase încă Bazooka noul album, dar aveam aia, aveam melodiile alea, primele ale lor. Shut the fuck up, primul foc, avem onoarea să fim sparți, mă rog. Un drum de vreo, lungă, dar bine că trag ăștia în mine. Un drum lung de vreo 3 ore, șoferul a greșit de două ori drumul, în loc să ia pe autostradă, o lua pe drumul vechi, adică să ocolească autostrada, până la urmă a trebuit să oprească și să se întoarcă. Stai mă, mai e până la ăla acolo, la Deșpreiat. Ok, hai, un mașalier frumos ceva, se poate? Nu prea. Dă-te dracu cu rabla ta, hai, dă-te în spate. Futu-ți gă! Nu știu deloc să conduc să-mi fac pula, degeaba am jucat GTA când eram mic. Hai de pizda măsi. Hai du-te, du-te, hai că a urcat în sfârșit, bun. Nașpa că n-am stat să fac chestia să pot să întorc cu mouse-ul din vedere. Gata, ești preiat, bun. Hai să plecăm dracu de aici. Hai, du-te, du-te, du-te. Op, frână bruscă, întoarcem. Și după vreo 3-4 ore de mers, că am mers mult, ajungem în sfârșit acolo. Ce să mai... Ne-am dat jos bagaje în autobuz, de unde? Puneți-ne în loc, întâi trebuia să ne facă... Nu percheziții, să ne facă inspecții dacă este sănătoși, nu avem ciumă sau ceva. Ne-a luat pe toți aia 100 și ceva de pura de cât eram. Evident, eu cu Ionu și cu Luci eram cei mai mari. De fapt mai era încă unul Mihai, o să vă povestesc și de el. Mihai ăla a fost un om cine era, 30 de ani, Panorama Taberei, o să vă povestesc despre el. Ne ia acolo asistenta de la ei pe toți la rând, se uită în cap, în gură și pe burtă. Se uită la toți, pe câțiva i-a băgat la separe. Nu știu ce dracu a vrut să-i verifice, dacă au păduc, dacă au purici, a barna. Oricum, când nu știu ce reacție o fi avut când mi-a văzut asistenta aia porută pe burta de vorbe că... Nu știu de voi, dar o pe burtă și pe picioare, spăros rău. Dacă îmi vedea părul, cred că a dat-o... Nu știu. Nu știu, a făcut o față când mi-a văzut așa părul pe burtă, că ne-a pus pe toți să ne ridicăm tricoaiele. Tricourile, nu tricoaiele, pardon. Bun, hai că pe aici n-a fost nimic. Până la urmă ne luăm din nou bagajele, ne punem în cameră la noi și eram în cameră noi, eram 8 inși. Eu, Ionuț pe care l-am băgat și vlogul ăla de ziceam, ăsta cine dracu e la început acolo. Luci, fraxul mai mic al Luci, încă un copil de pe stradă de la ăștia doi, încă un copil mic acolo, un puradel care habar n-avem ce dracu era acolo, acolo, atât îi trebuia să fure ceva că îl futeam toți, mă rog, nu suntem pedofili, dar de bătut tot îl băteam dacă ne fura ceva, și Panorama Taberei, Mihai. Acum probabil că vă întrebați, de ce dracu zic de Mihai ăsta că era o panoramă? Simplu, tipul, din păcate, era un handicap, chiar îmi pare rău că era cu handicap. El merge strâmb și nu-și poate ține echilibru bine și el are bicicletă cu 3 roți. Are o bicicletă cu 2 roți în spate făcută de el și una cu 3 roți în spate făcută, cumpărată cu 3 roți în spate. Dar cea cu 2 roți în față e făcută manual. Cu flexul, cu aparte sudură, cu astea. Ok, ce? Claxonăm. Hai, fă, coboară, dă-te, drept. A venit? Bun. Hai, că de-abia se trăște și asta. N-ai mă, curva aia parcă am mai luat odată. Mă rog. Și într-adevăr, vorbește cam cu una. Are o voce așa, un accent de zici că e prăjit. Dar un 8 de nota 10. La finalul zilei eram toți în camera acolo și îl întrebam: bă Mihai, cum era fata aia cu tatuajul de pe plajă? Dar face beton. Face. Sau zicea: am băgat două porții mine. De ce?
de bere făceam, nu știu, dar a fost prăjit rău. Sau eram pe plajă și făceam, pe plajă am ajuns, la gagicile când am par. Și după 5 minute făceam, o vedule, uite-o pe aia de acolo, ce bună e. Tipul la 30 de ani, da. Un om extraordinar, deci făceam o panoramă cu el. Nu știu cum să vă explic cum dormea, dar să zicem că peretele ăsta e capul lui. Ei bine, el și-a pus perna lipită de perete, așa capul lui era pus cam pe aici, cam așa dormea el. Nu știu, că era panoramă, rău. Ținea telefon mână pus pe muzică. Aveam, am deși manele și pop și de toate. Numai rock n-avea, băgameș. Și făcea și ținea telefonul mână și făcea să ascultăm ce puneam acolo. Nu știu, dar omul ăsta chiar a fost super panoramă și mă bucur că l-am cunoscut. Am avut ocazia să interacționez 5 zile cu el. De cunoscut îl știam de la școală, că el lucrează la școală. La central acolo mai aruncă niște lemne. Bă, la școală, deci la Bărcănești. Am terminat de mult cu școala acum 3 ani, rec. Sau 2 ani, 3 ani. Stai că nici nu știu ce, da. Stai că nici nu mai știu când. Păi stai, deci sunt clasa 11. În fine, prea multă matematică. Bun, hai, baștan asta. Baștan este de... Joey, stai sus și pula lui Joey. Bun, aia că filmez de 11 minute. Trebuie să filmez mai multe episoade de asta, că încep să mă prăjesc chiarăși. Mă fac în staia de un prăj, de-abia 7, pe la 10 sunt. Terminat rău. Mă rog, deci am mai rămas la prima zi. Deci am ajuns acolo, ne-am pus bagajele, nu știu ce. Stai că puteam să iau mișină de aici, băgameș. Ne-am pus bagajele acolo, ceva. Și am mers la plajă până la urmă. Ne-am dus la plajă acolo, evident. Cine să aibă cremă, pula să aibă cremă. Eu m-am zis, hai că nu mor, de unde? Când am ajuns în cameră, mă puneam în pas, simțeam că mi-intră ace în spate. Atât de rău mă durea cât am stat. Că evident am stat în... Am stat în bermude toată ziua. Că nu, n-am stat să-mi iau slip de aia, că mi-e și că dacă mi se scurma pula, se rupeau slipii. Aveam și niște bermude cam până pe la jumătate între genunchi și... bazin, centură, mă rog, cum să o zice. Deci trebuie să ajung undeva repede. Bun, hai, du-te. Și așa oricum în a doua zi am plecat să rămân în pula goală. O să vă povestesc în episodul următor. Sau dacă termin mai repede de zis de prima zi aici. Bun, ce să mai spun. Întâi am stat vreo jumătate de oră întins pe nisip să mă bronzez un pic. Mare greșeală că am stat la soare și n-am avut crema la mine. Am stat în burta goală. Da, evident ce am putut face. M-am uitat după buci, am văzut și niște gagici topless. Hai că a fost frumos, nu m-am ars degeaba. Ok, du-te, stai că e pe partea cealaltă de mers. Hai mă, întoarce. Bun, hai, du-te. Nimăn are pistol, poate trebuia să-l fi călcat. Să iau și aș pe ăla de acolo, mă rog. Bun, ajungem acolo în tabără. Nu m-aș ce ne-a dat de mâncare atunci. Parcă am mâncat puțin, nu mai știu. Oricum, în seara aia m-am culcat pe la vreo 3. Deci am avut 24 de ore și jumătate nedormite, cu doar 2 jumate înainte de... Am omorât pe ăsta, nu știu, m-au luat poliția, nu e bine. Mă duc să bag mașina la... Eggball acolo. Hai, du-te. Urcă. Poate scap de poliție. Hai, pune bomba. La misiunea asta trebuie să punem o bombă la mașină, să o repar și... Am scăpat poliția, e bine? Bar de car, hai că nu-i bușită, e bine. Trebuie să o parchez acolo ca să se urce unia. E fain că la jocul ăsta ai foarte mult timp față de San Andreas. Dar San Andreas când aveai o misiune ceva, aveai foarte puțin în dispoziție. Aici ai timp căcălău. Și ce mai e fain e că jocul ăsta nu l-am terminat. Poate-l termin aici pe canal. Făcusem parcă o dată până la jumătate, nu mai știu. Nu prea, dar jocul ăsta îl jucam mai la panara, mă dădeam pe codul de arme, guns, și trăgeam, mă urcam pe un bloc și împușcam pe toți, de plictiseală. Stai, pe unde să... Hai să treacă ăsta cu rabla lui, merge, de ce trebuie să fie asta? Hai, tem ca la taxiu, urcă și pe aici, hai că e bine. Măi, dar pentru 2001 chiar era o grafică bunicică jocul ăsta. La vopsea mașinilor se mai putea lucra un pic așa la aspect, la tablă și astea. Dar în rest chiar e fain jocul, chiar îmi place. Copacii scam, mai și mari de capul lor. Hai să parcăm mașina exact cum era. Sper să nu fi fost cu spatele când fac piciorul. Gata, am ieșit. N-am setat bomba. Și acum bubei. Cum setezi bomba? Gata, am armat bomba. Bun, hai, pleacă. Du-te. Și o să moară tipul ăsta.
Da, la masă nu mai știu ce am avut, dar mi se pare că doar pâine am mâncat. Nu știu, au fost multe zile în care am trăit doar cu pâine, cu sare și cu apă minerală. Măcar ne dădeau apă minerală aia. Da. Și în ultima seară, atunci când ne culcăm, ne-am făcut cu toți de paste dinți. Eu cu Ionuș și cu fratele Luci. Bun, hai că ne-a dat... Bă, dacă zboane dă aici în San Andreas, dar bani ne dădea 500.000 de dolari uneori. Are, ne dă doar puțin respect. Bun, hai că ajută emisiunea am făcut, hai să omor câțiva de ăștia care au pistol. E polițist aici, nu e bine. E polițist doar acolo, firare să fie. Altul de ăsta cu pistol, ba da, uite-l aici. Omor niște de ăștia cu pistoale. Dă pistolul încoace. Să-l vezi că se ridică, nu se ridică. Bun, hai că ne-am luat și un pistol. Hei, paisan! Nu mai sunt ăștia, ba da, mai unul aici. Hai, mor și tu. Cred că vine ăsta. Mai vine vreun să mă împuște. Hai să ne luăm HP-ul de la ambulanță. Să mergem să salvăm, că ajunge tot da. Aoleu. Cum opresc asta? Mamă, ce derapează. Ok, hai că s-a oprit. Hai că, virgulă, ca să-i împarte asta. Mamă, ce... Hai că mă dau jos din ambulanță. Ca să vă pot povesti așa. Dai fain că ideologie profundă de la joc. Mă rog. Și vine seara. Ajungem toți în camere acolo. A fost o seară în care ne-am făcut toți, cu toți de paste dinți. Era unul jumate, dădeam să adorm. Și ce încearcă nu să-mi pun așa paste de dinți pe obraz. Cum am simțit pasta de dinți că e rece, m-am trezit, am luat jucet pe față puten, am luat-o, am aruncat-o în el și l-am mânjit pe piept. Am dat așa, na, mai mult, mai dă-mi acum cu paste de dinți. M-am dus să mă spăl, când mă întorc, toți acolo mânjiți de paste de dinți și ăștia de ăștia dau puțin pe ovile, deci nu puțin să pară că nu i-am mânjit noi. Doar pe Mihai nu l-am mânjit că ăla se trezea ușor și am zis hai să dăm vina pe el. Și l-am... Mi-am dat și o puțină paste de dinți, am așteptat să se facă dimineața, de unde? Se trezise Luci pe la jumatea, după vreo jumătate de oră acolo, nu se trezise, a început să se întoarcă pe acolo, că începea să lusture cum se usca, a făcut perna aia, vai și amar. Alt copil de acolo, săracul, era plin tot, zice că lucra la un film porno și... Și-au dat tot drumul pe fața lui săracu, era plin tot de pasta de aia de dinți. Nu știu ce, salvă mai aici că m-am scoate un pic așa off camera. Bun, și ne-am făcut toți de paste de dinți, pe Mihai n-am putut să-l face. Dar Luci săracu și-a făcut perna toată plină de paste din săracu. Până la urmă am mai avut noi un fel de separeu acolo și am luat perna de acolo. Câte s-a întâmplat și separeul ăla. Hai că ăsta a fost și primul episod de GTA 3, eu sper că v-a plăcut. V-am spus cam cum a fost prima zi. La prima zi nu a fost prea mult. E mai mult drumul așa care mi-a venit să tai venele, că trebuia să-i ascult pe aia cum erau cu manelele acolo. Nu știu, frate, eu n-am nimic ascuns manele. Dar nu mă forța să ascult și eu cu tine. Atâta cer, că după aia devin irascibil. Așa, dar oricum, cred că mâine, la a doua zi sau a treia zi, nu mai știu când ne-ar băga să răpun curugol în apă. Atunci o să fie panoramă. Mă rog, hai că cam atât pentru acest episod. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură. Butonul sub videoclip, mai scrieți-mi dacă vreți episoade de GTA, dacă vă place seria și cam atât. Ciao, les! Lasă-mi dacă te fac mai bine. Nu m-am putut abține. Ciao, les!